Bună tuturor, sunt Loredana Șotea, sunt interpret de muzică populară, mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Majoritatea mi-a lăsat pe Instagram, pe Facebook, dar și pe TikTok, mesaje în care îmi spuneți că vă doriți să vă arăt cum decurge o zi din viața mea și a formației mele. Ei bine, m-am organizat puțin și asta am făcut. Am început o serie de vloguri, de videoclipuri mai exact, în care vă iau cu mine la evenimente, de când mă trezesc până când se termină evenimentul. Așa că sper din suflet să vă placă aceste videoclipuri, toate videoclipurile să le încarc pe canalul meu de YouTube, Loredana Șotea, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, dați like și aștept comentariile dumneavoastră. Sper din suflet să vă placă, așa că ne vedem pe canalul meu de YouTube și aștept părerile dumneavoastră. Pupicei! Bună dimineața, m-am trezit, sunt încă în pijamale și mă îndrept către machiaj. Nu am apucat să mă mai schimb pentru că deja am întârziat și m-am trezit destul de târziu. Mergem să ne machiem părul, o să desfacem acolo. O să vă arăt apoi cum a decurs machiajul și dacă sunt mai frumoșică de atât. Astăzi este sâmbătă și ne îndreptăm către Severin, avem acolo o nuntă. Sperăm să fie faină, vă țin cu mine pe tot parcursul evenimentului. Hello! Acel moment când pleci mătușă și te întorci păpușă. Sunt gata, v-am arătat că machiajul te schimbă cu tot. Arătam destul de răuț când am dus și eu zic că sunt acceptabil acum. Mergem spre casă să ne luăm ținuta, după care să desfacem și acest păr, să vedem cum stă. Mulți pupicei! M-am îmbrăcat, sunt aproape gata. Trebuie să-mi pun bijuterie. Să știți că aceasta este ținuta de astăzi. Sper să vă placă, îmi vine puțin soarele în ochi. Pentru că nu am apucat să vă arăt dubița cu care noi călătorim la evenimente. Acum este momentul, pentru că în această seară plecăm cu dubița misterelor. Haideți să vă arăt puțin și în interior. Este puțin dezordine. Acolo avem un pat. Un pat cu scaune, totul ok pentru un confort bun. Pentru colegii mei, desigur, pentru că dacă nu le oferi un confort bun, ei sunt tare supărați pentru asta. Ne îndreptăm către eveniment, ne-am băgat toate bagajele. Bună! Să știți că am ajuns la eveniment, sunt într-o locație foarte faină. Imediat vă arăt și băieții. Avem aici băieții și cu fetița. Locație tare, tare faină. O să vă arăt și cum este în interior. Oh,
Hello! S-a terminat evenimentul din această seară. Este ora 4, cred. Ne îndreptăm spre casă, pentru că dimineața începem din nou. Pupici! Bună dimineața, prieteni! Să știți că eu sunt deja gata, m-am trezit și m-am aranjat puțin cât s-a putut. Ne pregătim să mergem la nuntă, avem o nuntă cu tradiții astăzi. Așa că urați-ne succes, pentru că am ajuns dimineața la ora 7 și acum este ceasul 10. Deci câteva ore a fost mai mult decât bine. Pupici! Am ajuns la nuntă! De la nuntă și ne îndreptăm către spectacolul de astăzi. Spectacolul se va ține în pădurea Țiu, așa că sunt alături de Robert, șoferul de astăzi și de ieri și de... Da? O să mă machiez, o să-mi retușez puțin machiajul, am aici tot ce trebuie. Și apoi mă îmbrac în costum printr-un câmp pe aici, pe unde găsesc disponibil. Și o să vă las câteva cadre și de acolo de la spectacol. Pupicei! Ce bărăs pe miasă, mândră frumoasă, și sticla de vin. Ce până și miasă, mătăra frumoasă, cu zonarul pe și sticla de vin. Când ai de bine, să iei cu tine, să-mi ții aproape și să mă scape. Casa-i făcută, să o trăiești, băi, mătăra-i făcută, să o iubești. Băi, ar fie de bombonic, trecele de-am dat gătnic. Și ar fie de bombonic, trecele de-am dat gătnic. Am terminat spectacolul, am să vă las câteva imagini, pentru că Robert m-a ajutat și m-a filmat. Ne îndreptăm către casă ca să ne putem schimba, să ajungem la nuntă țiplă, frumoși, îmbrăcat. Găsim și un drum extrem de popular. Deja că vă arăt drumul, oare se vede? Am ajuns la eveniment. Vă arăt mai târziu și întreaga ținută. Din nou acest colier superb. Sperăm să fie totul bine, să ne petrecem, să ne distrăm, să avem parte de oameni minunați. Vă țin la curent și astă seara. Hai să țin față, încurajăm! Hai că facem jur, fii frumos, așa că vreau să plăc mâinile tale sus de tot. Pot
mai pot să vorbesc, ca să știți. Am terminat.